Următorul discurs este la lecția 4 și este un membru care are o gamă foarte variată de pasiuni, de hobby-uri. Aș putea numi un om al renașterii aproape. După cum veți vedea din titlul discursului, îl invit în față pe Ciprian Atanasoae, scrierea japoneză. Tot ceea ce vine din import este mai bun decât ceea ce au acasă, în curțile lor. Cu timpul lucrurile s-au mai schimbat, în sensul că oamenii și-au dat seama că nu tot ceea ce vine din afară este și bun. Cu singură excepție. Știți care? Bine? Este vorba de Japonia. Japonia este singura țară pe care oamenii continuă să o creadă un standard de calitate în practic orice domeniu. Și astfel foarte mulți oameni ajung să fie atrași de această cultură. Unii chiar își doresc să învețe limba japoneză. Și totul merge bine până când, mai devreme sau mai târziu, cu toții ajung să se lovească de acest zid. Cum vi se pare? Poate voi pe tata spun nu te dovadă spune că japonezii sunt de pe altă planetă. Însă nu v-am spus toate astea pentru a speria, ci pentru a face pentru la faptul că astăzi vreau să vă spun, vreau să trec dincolo de acest zid și să vă povestesc despre logica din spatele scrierii japoneze. Voi începe prin a spune că limba japoneză folosește mai puțin de 4 sisteme diferite de scriere, care tot împreună reunesc cel puțin câteva mii de caractere. Sunt sigur că vă întrebați de ce. De ce japonezii sunt așa de anormal și nu pot scrie ca noi cu doar 20 și ceva de litere. Ei bine, au două motive foarte practice. Primul dintre ele este faptul că scrierea lor permite o viteză de citire foarte mare. Al doilea este faptul că scrierea lor permite o precizie de exprimare în scris foarte bună. Cu alte cuvinte, limba japoneză am putea spune că este o limbă de tip scurt și obiect, fără prea multe ambiguități. Ok, haideți să vorbim acum despre cele 4 stiluri de scriere japoneză. Primul stil este stilul kanji. Am aici câteva exemple. Nu vă spun ce înseamnă, pentru că nu are rost deocamdată. Stilul kanji este un stil derivat din scrierea chineză. Practic am împrumutat din scrierea chineză. Scrierea kanji este, de fapt, un alfabet de cuvinte, în sensul că fiecare simbol reprezintă un cuvânt. Partea proastă este că sistemul kanji este cel mai dificil de învățat, pentru că presupune învățarea cunoașterea unui număr de cel puțin 2000 de caractere. Însă japonezii preferă acesta, care e ciudat, pentru că acest stil oferă cea mai bună finețe în exprimarea în scris. Mergem mai departe și vorbim despre al doilea stil, stilul hiragana. Este ceva mai simplu, pentru că are doar 46 de caractere. Aici sunt doar câteva. Stilul hiragana este un stil care este un alfabet de silabe. În sensul că aceste silabe pot fi combinate pentru a crea cuvinte, și apoi cele cuvinte pot fi combinate pentru a crea propoziții. Stilul hiragana este folosit ori de câte ori. Japonezii au de face cu cuvinte pentru care nu există echivalent în sistemul kanji. Al treia stil este stilul katakana. Este tot un alfabet de silabe. Are tot 23 de caractere, 46 de caractere. Însă, spre deosebire de hiragana, este folosit doar pentru scrierea cuvintelor importante, adică nume de persoane, de orașe, de firme, de companii și așa mai departe. Am putea spune, în acest punct, că hiragana este echivalentul scrierii cu litere mici, iar katakana este echivalentul scrierii cu litere mari. În sfârșit, cel de-al patrulea stil, care este cel mai puțin folosit, este stilul
magie, care pur și simplu constă în scrierea limbii japoneze folosind alfabetul latin. Este foarte puțin folosit pentru că și este folosit doar pentru cazul în care interlocutorul nu cunoaște decât alfabetul latin. Tot aceste patru stiluri, în cazul în care nu era destul de complicat, sunt folosite de multe ori concomitent. În ce mod? Așa cum am spus deja, japonezii preferă stilul kanji. Însă atunci când au de-a face cu cuvinte pentru care nu există kanji, fac apel la hiragana, la katakana și la nevoie chiar și la romaji. E bine, cam aceasta am vrut să vă spun despre scrierea japoneză. Bineînțeles, sunt multe, multe alte lucruri pe care ar trebui să le știm înainte de a putea scrie și a scrie, înainte de a putea citi și scrie în japoneză. Însă, scopul meu nu a fost acesta. Scopul meu a fost să vă arăt că scrie japoneză așa, ciudată cum arată ea, nu este un zid imposibil de pătruns. Vă mulțumesc!